Stimați telespectatori, doamnelor și domnilor, iubiți prieteni, mulțumim din nou bunului Dumnezeu care ne dă harul să intrăm în casele dumneavoastră, să stăm de vorbă cu dumneavoastră și vă mulțumim tuturora pentru că v-ați deschis inimile și casele ca să ne spuneți bun venit și să avem părtășie împreună. Ca întotdeauna, în cadrul emisiunilor noastre, avem cel puțin un invitat care ne istorisește din viața lui de credință, despre felul în care l-a cunoscut pe Domnul sau cum a fost martor a unor minuni și experiențe inedite, deosebite, speciale, care confirmă și reconfirmă din nou existența lui Dumnezeu și implicarea lui Dumnezeu în viața noastră în mod individual și personal. Dumnezeu nu este unul distant, unul abstract, la mare depărtare, care se ascunde undeva printre astrele cerești. Dumnezeul nostru este personal, se coboară la nevoile noastre, se implică în viețile noastre și se descoperă omului la nivelul la care omul poate să-l cunoască și să aibă părtășie cu el. În ziua de azi avem invitat în studioul nostru un tânăr al bisericii, Sebastian Goman. El este unul din băieții fratelui păstor Goman, pe care mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți. Dumnealui vine din Timișoara, este de mulți ani în America, a slujit ca evanghelist și păstor de excepție de-a lungul anilor, acum s-a pensionat, s-a retras în Phoenix, Arizona, o parte din familia dumnealui este în biserica noastră împreună cu noi și stând de vorbă cu fratele Sebastian, am ajuns la concluzia că ar avea să împărtășească câteva experiențe de ale lui din perspectiva unui tânăr născut în America, crescut în cultura americană, având limba română ca a doua limbă a lui, dar crescând în comunitatea română, în Seattle, cea mai mare parte a vieții lui, recent mutat în Arizona, în biserica noastră. Probabil că va fi o perspectivă nouă și interesantă în ziua de azi cu privire la modul în care Dumnezeu lucrează în viața copiilor lui, chiar și pentru copiii noștri care s-au născut în America și sunt oarecum formați de cultura și societatea de aici, dar totuși își păstrează ceva din cultura, credința, tradiția, obiceiurile părinților lor, în așa fel încât comunitatea română să rămână alive, în viață, să-și continue activitatea și slujirea pe meleagurile Americii. Frate Sebastian, bine ai venit! Mă bucur că ai avut curajul, ți-ai luat inima în piept ca să vii și să stăm puțin de vorbă și să mărturisești din modul minunat în care Dumnezeu a lucrat în viața ta. Și probabil că o să începem tocmai cu momentul în care l-ai cunoscut pe Dumnezeu mai de aproape, te-ai hotărât pentru El, așa cum și cu alte ocazii am stat de vorbă cu unii oameni care ne-au ajutat să întocmim și să realizăm anumite emisiuni. Faptul că te-ai născut într-o familie de credincioși, faptul că tatăl ți-a fost păstor și un slujitor și un om al lui Dumnezeu, faptul că ai avut o mamă credincioasă care s-a rugat pentru tine, nu a reprezentat în mod automat o garanție a mântuirii și a slujirii și a întoarcerii la Dumnezeu. Este posibil să te naști într-o familie de credincioși, să ai oameni spirituali și totuși tu să fii departe. Istorisește-ne puțin despre viața ta și felul în care l-ai cunoscut pe Domnul. Vă mulțumesc pentru prilejul acesta pe care mi-l ați acordat, ca să vă mărturisesc puțin din viața mea și cum Dumnezeu a lucrat. Și exact cum ați spus, mântuirea nu este garantată doar prin faptul că te-ai născut într-o familie de credincioși, tată, păstor, mamă credincioasă care se roagă în continuu. Și eu am înțeles lucrul acesta de când eram mic, 8-9 ani, și vedeam felul în care Dumnezeu lucra în viața familiei mele într-un mod personal, exact cum ați spus.
Dumnezeu nu este doar un Dumnezeu îndepărtat, abstract, un Dumnezeu care șade în ceruri, ci este un Dumnezeu care se implică într-un mod real, palpabil în fiecare zi. Și asta l-am văzut în familia mea și am vrut lucrul ăsta. Am vrut ca Dumnezeu întotdeauna să fie și un Dumnezeu personal, nu doar să mă adapt din experiența altora sau părinților mei și eu însumi. Și în vremea când am început să cresc între 8 și 13 ani, cam așa, Dumnezeu a început o lucrare minunată în biserica noastră și a avut loc o trezire mare spirituală în care peste 100 de tineri au fost transformați la clipeala ochiului, schimbați, dezlegați de toate felurile de parte în care există sub cer. La clipeala ochiului a fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. La tată era frică puțin de lucrul acesta și i-a băgat imediat la mărturisire să-și mărturisească păcatele și Dumnezeu i-a schimbat și i-a transformat. Eu am vrut din ceea ce am văzut și ceea ce am auzit și sub văzul ochilor mei l-am vrut. Și la 13 ani, februarie 29, anul 2000, am fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. Am fost singurul din acea seară din biserică care a fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. Și în felul acesta am cunoscut pe Domnul așa cum mi-au vestit părinții mei de-a lungul anilor, Dumnezeu Bibliei. Și așa m-am întors. Și deci acela a fost momentul hotărător pentru, exact, pentru viața ta. A reprezentat momentul turnurii, când viața spirituală s-a așezat puțin. Dacă până atunci, la 13 ani, erai cu un picior în barcă și cu un picior pe mal, erai cu inima împărțită. Așa. Deci acela a fost momentul, momentul hotărător. Ai avut după aceea momente de slăbiciune sau momente de cădere sau cum a continuat viața absolut după aceea? Deci după ce m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, un lucru pe care nu l-am înțeles la nivel practic, ci doar teoretic, a fost faptul că atunci când Domnul te botează cu Duhul Sfânt, nu te duci automat imediat în rai, te transferă în rai și ești gata și... Am scăpat de toate. Eu n-am înțeles lucrul ăsta, dar am învățat pe pielea mea că atunci când ești botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, ești imediat pus la linia de frunte, în bătălie și, de exemplu, și Domnul Iisus Hristos, după ce s-a coborât Duhul Sfânt în chip de porumbel, a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de Satana. Da. Asta n-am înțeles și... am experimentat pe propria mea piele, am fost botezat în apă, după aceea la vârsta de 14 ani tata a vrut să mă aștepte pentru mai mult să decize să fii mai matur. Da. Da, exact, și m-am botezat în apă și toate au fost bine și ok, așa cum să zic, pentru câtva timp eram foarte înflăcărat pentru Dumnezeu, mă rugam mereu și mereu, cel mai tare din biserică. Eu nu zic neapărat că dacă te rogi cel mai tare, asta înseamnă că cu cât mai tare te rogi, cu atât te ascultă Dumnezeu. Așa credeam în vremea aceea sau... Erai înflăcărat. Exact. Erai cu patos, cu pasiune. Așa-i. Pentru Dumnezeu. Așa-i. Și, dar puțin câte puțin am început să dau de luptele spirituale. Și aștia m-au luat puțin prin surprindere și am încercat cu cât mai mult să mă pregătesc să citesc cuvântul lui Dumnezeu în rugăciune, în post. Cum am știut eu să mă apropii mai mult de Dumnezeu, dar era o perioadă interesantă în viața mea și simțeam de parcă cu cât încercam să mă apropii mai mult de Dumnezeu, cu atâta se lupta Satana mai tare să mă îndeparte de El și parcă cu cât mă ridicam în mintea mea la nivel cum mă gândeam eu, parcă cu atât mai tare cădeam și tot așa sus și în jos, sus și în jos și a fost o luptă destul de grea care am dus-o. Nu am ajuns niciodată la punctul în care să ies afară de biserică sau să mă pierd pe cale, dar eu cred că după un anumit timp am ajuns să fiu pierdut în casă. Știi? Deci nu mai simțeam. Ai avut momente de slăbiciune, da, poate de nepăsare, da, dezinteres, exact, așa un fel de amețeală, amorțire, exact, ațipire, exact, în care te complăceai.
Nu mai erai cel înflăcărat de la început, cel cu pasiune, cu iubire. Erai căldicel. Exact, exact. Și starea aceea de căldicel m-a dus la unele momente în viață despre care aș dori să vă mărturisesc în dimineața asta. Eu, în vremea aceea, până la vârsta de vreo 21 de ani, n-am avut, să zic, o gagică sau o fată prietenă. N-am avut, că nu am considerat în vremea aceea important. Vreau întâi să termin facultatea, să mă așez destul de bine, să mă stabilizez puțin și după aia să mă gândesc, pentru că eu întotdeauna... La căsătorie, da. Exact. Vreau să fiu un tânăr responsabil, cu școală, cu un servici, cu oarecare stabilitate din punct de vedere pământesc și profesional. Exact. Și apoi să te gândești la căsătorie. Exact. Deci nu ți-ai risipit timpul cu fetele, cu prietenele sau gagicile în termeni așa de mahala. Așa e. Și na, mai ales tată fiind învățător de matematică și de fizică în România, profesor la universitate, a pus accent mare și bază mare pe școală și du-te la școală și fă-ți o carieră, că e greu să agonisești în viața asta și nu e ușor. Și na, am pus preț pe lucrul ăsta și când alții din familia mea sau alți tineri cunoscuți mergeau și se distrau sau mergeau să aibă vacanță și numai fun, cum zic americanii tot mereu, ei au ajuns în alte situații mai grele, puțin mai târziu, în ceea ce privește starea lor financiară și lucru. Și au căzut în alte plase, în alte capcane pe care diavolul le-au întins. Tu ai fost cutit oarecum, pentru că ai avut atenția concentrată asupra unor lucruri ziditoare, lucruri de folos pentru familie. Exact. Și oricât de ori credeam că... Deci dacă cădeam într-un fel sau altul, eu așa am înțeles că trebuie să te ridici. Uh-huh. Atâtea ori trebuie să te ridici câte ori ai căzut. Uh-huh. Și mereu și mereu să scuturi praful de pe tine și să stai să în capul oasă și să, înainte. Sau tot așa încercam să merg cumva să pășesc pe calea Domnului înainte, așa cu un picior în lume, cu un picior în casa lui Dumnezeu, cam așa mi-era viața până la anumit punct când am ajuns aproape la universitate. Am început să vorbesc cu una, eu locuiam în Seattle. O tânără. Așa. Eu locuiam în Seattle, ea în Portland, Oregon, care este o distanță de vreo 3 ore, cam 200, cam așa, de mile. Așa. Nu știu exact cât vine kilometri scundate. Ok. 3 ore cu mașina. Da, cam 3 ore cu mașina. Așa. Și eu, în vremea aceea, nu am realizat că Dumnezeu deja am vorbise de relația aceea cu exact 3 ani, așa bătuți pe muchie, înainte ca să se întâmple, să și iviască acea relație. Așa. Și era o seară pe care nu o să-l uit niciodată în viața mea. Era în decembrie 15, 2004. În vremea aceea aveam 18 ani, chiar atunci cu 3 luni a trecut ziua mea de... Și am ajuns 18 ani și era o miercuri seara și frații mei trebuia să mergem împreună la biserică să facem repetiție. Well, fiindcă era decembrie, a căzut zăpada la munți, ei au decis, hai să mergem la snowboarding în loc ca să mergem la... Mergem la zăpadă și mai ales ca în Seattle, fiindcă plouă mereu și mereu, când prinzi puțină zăpadă... Te bucuri, exact. Și... Eu am fost, cum să zic, așa mai dezamăgit și am început să mă rog. Am zis, Doamne, eu mă pun aici, mă rog, mă pun la culcare, că deja de la ora 5 deja era beznă, întuneric. Și în vremea aceea Dumnezeu a început să lucreze în viața mea ca și cum o stare de trezire. Și Dumnezeu m-a trezit la o stare, cum să zic, din nou m-a înflăcărat pentru El și mă... În timpul acesta mă rugam mereu, deseori mă găseam noaptea la ora 1-2 rugându-mă din cauza că ajutam foarte mult pe lângă casă și era foarte greu, mă mustra tata din când în când și zicea, de ce numai la ora 1-2 găsești timpul, că îl trezeam deseori cum mă rugam. Și
I-am spus, tata, nu te supăra, dar na, eu ajut pe lângă casă toată ziua, când mai am timp să mă rog, dacă nu mă rog noaptea. Și na, m-am rugat și m-am pus la, în pat să ador. Și în vremea aceea, în camera unde eram, ușa, sau scuze, geamul de la camera era puțin... Trebuia reparată, nu? Era din, cum să zic, un geam din ăsta foarte învechit, în care avea numai one pane, știi, așa, numai puține sticle, dar avea o piesă de metal care ținea cele două sticle în mijloc, care nu mai era. Și dintr-o dată, când am adormit, am auzit o voce, like, exact așa cum vorbesc cu tine acum, am început să aud o voce care mă chema pe nume. Și era exact ca și un susur blând, dar în cea mai perfectă engleză. Mi-a strigat numele și a spus, tot îmi repeta, îmi zicea, Sebastian, Sebastian, Sebastian. Și eu am zis, Doamne, am nebunit aici, ce aud? Like, nu vine să cred. Like, eu am pus repede ceva ca să acopăr gaura aceea, că am zis cumva că vântul bate sau nu știu ce. Și m-am pus din nou, iar am auzit vocea aceasta, tot mă șoptea numele, mi-a zicea Sebastian, Sebastian, Sebastian. Eu am stins încălzitorul care aveam în vremea aceea, că era din ăla portabil, ăla din alea mari și învechite. Că iar am crezut că îmi pierd mințele și tot îl auzeam, tot îl auzeam și am zis, ok, aici e ceva ce numai odată am citit în Biblie, când Dumnezeu a vrut să vorbească lui Samuel, s-o am decis în mintea mea să răspund vocea aceluia, exact cum a răspuns Samuel. M-a strigat din nou și am zis, Doamne, răspunde că eu te ascult. În secunda când am spus cuvintele acelea, am simțit de parcă a venit un fulger din cer, un trăsnet pur și simplu care mi-a cutremurat tot corpul. M-a electrocuzat și n-am putut să mă mișc. Eram sub o putere incredibilă, ce nu pot să vă descriu în cuvinte omenești, cum era starea aceea. Și era, de fapt, Dumnezeu însuși acolo, care vrea să-mi descopere unele lucruri despre relația aceea. Și dintr-o dată am auzit o voce hidoasă care a început să râde, dar un râs din ala nebună, urât, like, îngrozitor, ceva ce te sperie, te cutremură. M-am cutremurat, dar dacă n-ar fi fost Duhul Sfânt acolo, eu aș fi murit în seara aceea de groasă. Era ceva ce nu pot să mai imaginez, like, era, niciodată nu o să uit. Și când am auzit vocea aceea, am văzut o ființă înaltă, mare, foarte musculoasă, cu piele netedă, dar era maro și arăta ca Arnold Schwarzenegger, în formă de mușchi, cu niște aripi mari de tot. Și am văzut doar forma acestei ființe. Deși eram cu ochii închiși în vremea aceasta, dar vedeam prin Duhul toate aceste lucruri și am văzut după aia buzele, care erau negre ca smoala. Pur și simplu erau așa de negre și numai zâmbeau la mine. Și dintr-o dată am văzut din cer că a venit o mână albă care mi-a dat o cunună de aur, mi-a dat o harpă și mi-a dat o haină albă. Toate aceste trei lucruri mi le-a dat. Și când mi le-a dat această mână albă, lucrurile acestea, am văzut... Dacă puteți să vă imaginați, când un om se sperie, ochiul îi se face foarte așa mic, din cauza că se sperie foarte îngrozit. Exact așa am văzut ochiul acestei ființe, care s-a speriat de faptul că Dumnezeu a intervenit și mi-a dat aceste lucruri. Și într-o dată am văzut pământul din spațiu și numai așa cum s-a retras din vederea mea și m-am trezit și am putut să mă mișc. Eu nu am înțeles care era semnificația acelui vis de noapte sau vedenie de noapte până mai târziu, și să fac legătură cu relația aceea, în decembrie 15, 2007, cu 3 ani, exact 3 ani mai târziu. Uh-huh. Am intrat în relație cu persoana aceasta. Da. Și mai departe, după aceea, în martie 2005, niciodată nu o să uit nici seara aceea, tot Dumnezeu vrea să mă avertizeze, să-mi spune că printr-o soră, că mai am de luptat pe pământul acesta. Eu, în vremea aceea, când am auzit cuvintele acestea, am zis, Doamne,
m-am cam săturat de luptă și aș vrea o dată cu luna. Și aș vrea să ies la liman, așa, pe exact. Imaș, să fie liniște. Să fie liniște. Tot luptă, luptă. Era greu pentru că în vremea aceea, cum am spus, mă rugam mult și erau unii în familie care nu înțelegea felul meu de a fi, felul de a vrea să stau în prezența Domnului mereu și mereu. Am simțit, am gustat din harul, din prezența Lui și de atunci. Numai în prezența Lui am vrut să fiu și unii chiar mi-au atras puțin atenția și au spus la tată, ei tată, la expunerea la Sebastian să mai citeze puțin că o să-și pierde mințile dacă tot continuă pe calea asta și na, îți dai seama, like, era lupte prin spate care na, am realizat cine era în spatele acelor cuvinte, dar era greu totuși de la unii să le audă aceste cuvinte, mai ales dacă credeai că te înțeleg, te acceptă și i-am iertat că nu e pentru noi să ținem ură sau nu știu ce, la neînțelegeri sau lucruri din astea. Dar, în orice caz, cu câteva luni mai târziu, cum am zis, în martie 2005, am avut iară o altă experiență, un alt vis de noapte în care Dumnezeu a vrut să mă avertizeze și după ce am auzit lucrarea aceea de la sora respectivă, era prin telefon. Și am decis iară, hai să mă pun în pacă, s-a obosit, you know, vreau să mă culc. Well, na, m-am pus jos, am început să mă odihnesc și am început să visez. Și am visat în felul următor. Eram îmbrăcat cu o armătură din cap până în picioare, dar era făcută din argint. Mm-hmm. Era like, o armură foarte strălucitoare și în mâna stângă aveam un buchet mare de flori, dar erau roze, trandafiri. Așa. Și mă plimbam pe un câmp foarte vast și întins și mănos și verde. Era foarte bogat. Deci, un verde din ăla care eu nu cred că există pe pământul acesta, like, un asemenea verde ca și jade, de exemplu, știi? Uh-huh. Foarte închis și frumos. Și mă plimbam pe acest câmp și dintr-o dată în față mi-a apărut o iarbă și o punte, deci era ca un ditch, știi? Era, uh-huh. era puțin o punte, știi? Uh-huh. Și în mijlocul acelei puncte era o iarbă care creștea mare în mijlocul ei și în spatele acestei ierbe am auzit vocea mamei mele care mă striga și spunea foarte clar, Sebastian, vino aici, că tu trebuie să ajungi aici. Știam că trebuia să ajung dincolo de această iarbă înaltă și am zis, ok, stai numai puțin că acum mă pregătesc, sar prin și ajung pe cealaltă parte. Well, când am sărit în vis, nu știu cum am dat de o pânză de paianjen și în vis, când am încercat să-mi șterg ochii de pânză aceea de paianjen, până aici am ajuns, până când am auzit o voce audibilă, care a strigat în toată puterea nu. Și din vis s-a transformat în vedenie de noapte, în care am simțit pur și simplu de parcă un urs s-a pus peste mine. Și n-am putut în nicio parte să mă mișc, eram complet paralizat, ori în stânga când încercam să mă mișc, ori în dreapta simțeam o forță puternică care mă împingea contra și m-a țintuit de pat. Pur și simplu n-am putut să mă mișc. Dintr-o dată am văzut niște ochi care s-au așezat față în față cu mine, cu ochii închiși fizic, dar vedeam prin Duhul. Și în ochii aceia am văzut o ură de nedescris, ceva... În viața mea n-am simțit o așa frică și temere cum am simțit atunci. Am simțit ce însemnează cu adevărat frica. Și niciodată nu mai vreau să o experimentez, că era extraordinar de groaznic și de înfricoșător. Înfricoșător. Și ai realizat că e o relație între visul ăsta și celălalt precedent și relația care a urmat. Da. O să explic. Okay. O să explic. Nu m-am vrut puțin așa mai detaliat să descriu ce s-a întâmplat. Și în vedenia asta de noapte, pur și simplu am văzut cu ființa aceasta. Nu am văzut nimic decât ochii și mâna. Avea în mână o siringă în care era băgat ceva lichid negru.
Și vroia să mă injectează cu acea siringă. Și am știut că dacă va reuși, prin Duhul am știut că dacă va reuși să facă lucrul ăsta, voi muri. Te omoară. Și am simțit, am zis, Domnul să te mut, să te duc necurat de drag, și s-a ridicat de pe mine, mi-am deschis ochii, dar cu ochii fizici. Am văzut ochii acestei ființe și pa cum așa încet s-a retras din cameră. Eu am zis că a avut loc pe martie 14, dacă nu am zis, trebuia să specific, dar pe martie 14, 2005. Martie 14 este ziua nașterii ei. Și o să explic cum are legătura. Eu încercam, în timpul când am acceptat această relație, mi-am dat seama de unele lucruri că nu sunt în rânduială, nu sunt ordine. Uh-huh. Erau multe red flags, cum se zice în limba engleză, multe semne care trebuia să-mi dau seama că nu e pentru mine persoana aceea. Și nu era de la Domnul. Dar eu cumva eram confuz, foarte confuz, pentru că se întâmpla unele lucruri care în mintea mea mă lăsa numai cu semne de întrebare. De exemplu, după un anumit timp, după ce am început să discut cu ea, am zis așa în sinea mea, eu eram singur în cameră când am spus aceste cuvinte și am spus, eu voi spune ei că mă las, că trebuie să mă ocup de școală încă n-am terminat și basically aici au încheiat. Da. Asta era marți. Era luni. Și marți mă sună plângând în hohote, spunând că a visat, că eu i-am spus ei că mă las de tine fiindcă trebuie să mă ocup de școală. Mm-hmm. Și eram foarte confuz pentru că am zis în sinea mea, Doamne, dar nimeni n-a știut lucrul ăsta. Nimeni nu știu. Nimeni nu știu decât tu. Și Dumnezeu, și el, și celălalt. Nu mi-am dat seama în vremea aceea că și diavolul poate să facă. Să intervină. Și de asta am rămas foarte confuz și multe alte instanțe în felul acesta în care am încercat să mă scap, dar exact ca în vederea aceea de noapte simțeam o forță contra care mă ținea acolo, mă lăsa și nu puteam să ies. Mă simțeam cumva într-un fel obligat, așa era felul ei încât mă făcea să mă simt de parcă eram obligat să rămân în relația aceea și... Nu vorbim despre faptul că persoana respectivă e o persoană rea neapărat, nu. Ci că relația nu era potrivită și nu era pentru tine și nu era de la Dumnezeu. Exact. Cum ai reușit să scapi? Asta este o întâmplare foarte interesantă și o să vă spun. Deci tot așa am continuat pentru vreo 2 ani de zile. Eu mai mult nu mă vorbeam cu ea la telefon. Foarte rar, că nu aveam bani să mă duc, să whatever, să hang out, cum zic tinerii, să petreceți timpul împreună. Da, exact. Și era mai bine așa. Și în orice caz, odată m-am zidit în gând că hai să mergem, mă duc să o văd, că am mai văzut-o de whatever, de nu știu când. So, m-am dus și mama în vremea aceasta se ruga foarte mult pentru mine și tata de asemenea, pentru că știau că persoana aceasta nu era cea potrivită pentru mine, mai ales pentru planul lui Dumnezeu care l-avea el cu mine și viața mea. Nu erau, nu se... pleteau bine deloc. Și când am ajuns în Portland, mi s-a stricat mașina. N-am putut să plec. Și am ajuns de am rămas ziua la ea și după aia noaptea m-am dus altundeva la un prieten. Dar în vremea aceasta, deci ea a vorbit cu fratele care era mecanic ca să îmi repare mașina. Ce s-a întâmplat? Era o bujie la motor care era înecat de ulei care a ieșit prin pistoane. Așa. Știi, din cauza că era o piesă de plastic care s-a întărit, care de obicei nu trebuie să se întărească. Da, și da, din cauza asta s-a înecat motorul și n-am putut să plec chiar atunci. Și mă trezeam conducând cu ea, împreună să mergem să în timp cu sora ei sau așa ceva și am primit un telefon. Era de la un proroc din România. Și am să vă spun, omul acesta nu a cunoscut situația mea. N-a știut nici că sunt într-o relație cu o fată mare care nimic, zero n-a știut de mine și viața mea personală. Și a spus în felul următor, Sebastian, ai ceva timp? Era ora 2 dimineața la România în vremea aceea. Am zis, da, frate, spune, care e situația? Am zis, am ceva să-ți spun neapărat de la Dumnezeu, ce Dumnezeu mi-a descoperit. Și am zis, da, spune frate, ea era curioasă să audă.
ce are Domnul să spună și m-a făcut să pun pe speaker. Și așa m-a scăpat Dumnezeu, pentru că o să vedeți ce au spus. Au spus, Sebastian, eu îți spun pe înțelesul tău exact ceea ce vrea Dumnezeu de la tine și ceea ce mi-a descoperit. A spus, relația în care ești nu este de la mine. Situația aceasta trebuie să te desparți de ea imediat, pentru că dacă vei face pasul pe care ți l-ai pus în gând, care era căsătoria, deși na, eram, cum să zic, nu eram pe deplin convins că asta era decizia corectă sau bună, în orice caz asta mi era în gând. Da. Și a spus, iată ce se va întâmpla dacă vei face pasul următor. A zis că vei deveni ca o minge, într-un mod figurativ, de care se va folosi ea și familia ei să te arunce încoace și încolo, să facă cu tine ce vor, să te folosească cum vor ei. Și la urmă îți vei da seama că ai greșit. Vei încerca să reparezi lucrurile, dar va fi prea târziu și la urmă Satana îți va pune în gând ca să te sinucizi. Și vei face lucrul ăsta. Și a văzut în vedenie o cale, o cărăruie care a condus printr-un pădure și la sfârșitul acelui drum era un sicriu în care vroia Satana să mă bagă. Când am auzit lucrul acesta, mi-a spus mai departe, îți dau o ușă foarte scurtă de ieșire și de vei face lucrul acesta, a zis, ca semn că eu Domnul ți-am vorbit, te voi ridica în lucrarea mea și îți voi da o viață de familie binecuvântată după cum ți-am făgăduit, și referindu-se la alte lucrări din trecutul meu. Și când am auzit, am zis, ok, frate, Domnul să te binecuvinteze. Eram, cum am zis, tot timpul acesta confuz, nu știam care era voia lui Dumnezeu, dar în clipa aceea am înțeles care era voia lui Dumnezeu, pentru că până atunci, și cum zic românii, Doamne, voia ta, dar Maria să fie a mea. Cam asta era gândul în vremea aceea, dar când am auzit... Atunci mesajul a fost pe speaker, exact, cu prietena în mașină. Ea a auzit, am încheiat conversația cu prorocul. Vorbim de o minune aici care Dumnezeu, yes, face minune. Nu se putea realiza altfel. Nu. Deci o rupere, o ieșire din această relație nu se putea realiza, nu, numai printr-o intervenție dumnezească. Exact. Și când ea a auzit aceste cuvinte, bineînțeles, a început izvoarele de lacrimi, și a încercat în fel și chip să mă convingă că asta nu e de la Dumnezeu și că rămâi cu mine, că vor fi altfel, se vor schimba lucrurile, se vor îmbunătăți, numai basically nu te lăsa de mine, ca și cum a fost ideea ei. Și eu am zis în ținea mea, Doamne, eu te-am înțeles și te ascult acum destul. Am străbătut în lung și în lat și lung și peste tot, în dreapta și în stânga, necunoscându-ți voi, acum înțeleg și mă despart. Și am dispărut. Eu mi-a reparat fratele ei mașina următoarea zi, m-am pus în mașină și cu cât mă îndepărtam de Portland, de area aceea, cu atât am simțit că era ca și o greutate enormă care s-a ridicat de pe mine. Și așa am scăpat. Nu a fost neapărat ușor, pentru că Dumnezeu m-a pedepsit pentru neascultarea mea de atâția ani și m-a lăsat să trec prin multe încercări care m-a purificat, care m-a curățit și m-a pregătit pentru ceea ce avea El de gând să-mi aducă. Cu cam un an mai târziu am început să vorbesc cu acum soția mea, cu Semidia. Și el a fost o milenianță, cum Dumnezeu a pregătit toate lucrurile și la urmă am realizat că ea este pentru mine, ne-am căsătorit, dumneavoastră ați fost acolo, ați oficiat nunta și voi, deci tu ai văzut doar rezultatul la sfârșit, care a fost binecuvântarea lui Dumnezeu, dar și Dumnezeu s-a ținut de cuvânt față de mine când a spus că dacă voi face așa, mă va ridica în lucrarea Lui. Până atunci citeam Biblia, dar parcă era ca o mahramă pe ochii mei și citeam, dar nu înțelegeam aproape nimic din ceea ce vroia să spună Cuvântul lui Dumnezeu. Implicațiile spirituale și toate, așa, gândurile de la Dumnezeu nu mi erau descoperite în vremea aceea. Dar când m-am lăsat, parcă s-a ridicat de pe ochii mei mahrama aceasta și am început să mă implic în lucrarea lui Dumnezeu, în vestirea Cuvântului și nu spre laudă mi-au zis, că eu absolut deloc nicio laudă nu merit nimic. Toată lauda este a lui Dumnezeu
și numai El o merită, pentru că am văzut mâna Lui. El putea să mă lasă nebunia minții mele, să mă nenorocesc și să ajung pierdut pe veci. Nu știu de ce m-a iubit Dumnezeu așa de mult, dar îi mulțumesc. Nu înțeleg iubirea, dar îi mulțumesc pentru dragostea Lui infinită. Și de atunci încolo, cum am zis, Dumnezeu mă folosea în așa fel încât tata rămânea uimit de gândurile pe care Dumnezeu mi le dăruia, mai ales în vremea aceea cu biserica. Treceam prin unele faze și probleme, o rupere de biserică, alte probleme în familie, și Dumnezeu m-a folosit ca un încurajator și ca unul care dădea și oferea cuvinte de speranță și de nădejde, și cam astea erau toate gândurile pe care mi le dădea Dumnezeu. So, Dumnezeu s-a ținut de cuvânt și mi-a dat mai mult decât am putut să mă gândesc. Și fratele meu, Gabi, totdeauna îmi spunea și rămânea uimit de faptul că am putut să ascult în felul cum am ascultat. Când am ajuns acasă, când am încheiat relația, am aruncat toate lucrurile, toate amintirile, absolut tot. Am făcut o curățire totală în viața mea și am încheiat. Și Gabi rămânea uimit, spunând: dar cum ai putut să-L crezi pe Dumnezeu chiar așa pe cuvânt? I-am zis: măi, Gabi, cuvântul lui Dumnezeu este da și amin, este așa cum îl citești, așa este. Dacă Dumnezeu îți spune că asculți, vei primi binecuvântarea, atunci vei primi binecuvântarea. Dacă spune că nu asculți, primești blestem, atunci primești blestem. Eu așa am înțeles în toată viața mea, și doar că eram confuz, numai din cauza asta n-am putut să fac decizia corectă. Dar după ce s-au calificat lucrurile, a fost ușor. Deci aplicația practică și sfatul pentru tinerii care ne urmăresc, tinerii care sunt în România, poate în America, în Australia, plecați de acasă prin Europa, mulți tineri plecați să caute de lucru, în categorii sunt interesați într-o relație de căsătorie, ar vrea să cunoască un băiat, o fată cu care se poată căsători. Mare atenție, căsătoria nu este o decizie de joacă, nu este o glumă. Asigurați-vă că e planul lui Dumnezeu, asigurați-vă că e voia lui Dumnezeu. Căutați o confirmare din partea lui Dumnezeu, în duhul vostru sau printr-o revelație. Metoda pe care o folosiți nu are așa de mare importanță, cât e de important faptul să aveți certitudinea că Dumnezeu e de acord cu pasul care trebuie să-l faceți. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit. Nu căutați prietenie de la o tânără care nu-l cunoaște pe Dumnezeu sau un tânăr care nu-l cunoaște pe Dumnezeu. Nu căutați prietenie sau nu rămâneți într-o relație de prietenie cu o persoană cu care nu vă puteți înțelege, care nu vă înțelege, cu care vă certați în continuu, cu care simțiți și vedeți că nu sunteți compatibili. Nu stați într-o relație în care simțiți din partea lui Dumnezeu că Dumnezeu vă cere să ieșiți afară. Mare atenție! E un har pentru fratele Sebastian că a fost salvat de Dumnezeu dintr-o relație în care nu se vedea că poate vreodată să iasă. Nu avea putere, nu avea resurse necesare ca să se smulgă din relația respectivă. Și Dumnezeu a intervenit într-un mod miraculos, printr-un glas profetic de la mare depărtare, la momentul potrivit, în locul potrivit, și pentru el n-a mai fost nevoie de alte intervenții. A avut certitudinea că Dumnezeu i-a vorbit. Nu la toți se întâmplă așa. Nu în modul acesta lucrează Dumnezeu în fiecare familie. Dar ceea ce spunem aici e să vă asigurați că este de la Dumnezeu. Dacă ai făcut pasul căsătoriei și ți-ai dat seama că ai greșit, nu există cale de întoarcere, ci există cale de pocăință. Și tu și ea trebuie să vă pocăiți, să vă apropiați de Dumnezeu și să lucrați la căsătoria voastră ca planul diavolului să fie zădărnicit și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Se poate, chiar și acolo unde tinerii au greșit, se pot repara lucrurile. Dar e mai bine să prinzi greșeala înainte de a face pasul căsătoriei. Spun lucrurile acestea pentru că noi nu acceptăm divorțul, nu suntem de acord cu căsătoria. Deci mai bine să te gândești de 10 ori și să ceri călăuzire de la Dumnezeu
să nu intri în acest legământ. După ce ai intrat, ești legat și nu te mai dezleagă nimeni decât moartea. Așa că, dragi tineri, rugați-vă, căutați voia lui Dumnezeu. Întrebați pe Dumnezeu, într-un fel sau într-altul, puneți semne. Rugați-vă dacă cumva sunteți pe un drum greșit să vă oprească Dumnezeu. Cereți-i lui Dumnezeu lucrul acesta. Doamne, dacă am pornit pe un drum greșit, oprește-mă, nu mă lăsa să mă căsătoresc sau să merg într-o relație în care tu nu ești de acord. Și Dumnezeu va interveni și va binecuvânta. Mulțumim, frate Sebastian. Cred că mai avem timp de o experiență din viața de familie sau din biserică. O experiență cu Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu, o intervenție a lui Dumnezeu în câteva minute. Mulțumesc. Eu ce am vrut să zic mai departe, experiența din viața familiei mele personale, deci cu tata, cum a fost, pe cum mulți știu, a fost bolnav de cancer. Cancer, dacă corect zic, la vesicle, bladder. Yes. Și Dumnezeu a lucrat într-un mod atât de glorios și m-am simțit dator ca să-i mulțumesc lui Dumnezeu, să-i mărturisesc lucrările Lui, bunătatea Lui, pentru că merită și cred că slujește ca să-i concurajare pentru cei care trec printr-o vreme ca aceasta, dacă sunt bolnavi de cancer sau de o altă boală incurabilă. Dumnezeu este Dumnezeu nostru care ne vindecă, Jehova Rafa, Dumnezeu care vindecă și orice boală. Și tata, de-a lungul anilor, hai să zic, prin anii 2000, dacă nu greșesc, 2001 până la vreo 2004, tot nu era ceva la loc. Se simțea foarte ciudat în unele momente când trebuia, de exemplu, să meargă la baie sau nu știu ce, și încerca să bea multe ceaiuri, credea că are probleme la stomac, el de felul lui, deci eu nu zic că doctorii nu își au locul lor, deci își au, dar el, ca tată, ca pastor, ca evanghelist, mai întâi s-a dus la Domnul, apoi la doctor. Cam asta era ideea lui. Și nu era un om care se grăbea să alerge la doctor. Exact. De aceea nu prea a ales să meargă la doctor, să facă control, care e situația, nu știu ce. Mai mult au zis că nu știu ce are, o să treacă. Și în anul 2004, niciodată nu o să uit lucrul acesta, am decis ca să ne ducem, l-am convins cumva să mergem la filmul ăla, Passion of the Christ, cu Mel Gibson. Tata nu era, cum să zic, nici acum nu cu filmele și nu știu. Dar fiindcă era despre moartea Domnului Iisus și felul cum a murit și era, cum să zic, aplaudată foarte mult pentru felul cum a fost făcut și... Ați reușit să-l convingeți? Am reușit să-l convingem și ne-am dus. Să vadă în imagini, după imaginația oamenilor, cam ce s-a petrecut în săptămâna patimilor cu Domnul Iisus. Exact. Am înțeles. Și l-am convins și ne-am dus. Și după ce s-a terminat filmul acela, ne-am dus acasă și s-a dus la baie și în seara aceea aproape a murit. Pentru că venea sânge. Așa. Și fratele meu Dani era de față, a spus, trebuie în seara asta să te duci la doctor. Foarte greu l-am convins pe el să ajungă, să meargă, că nu îi plăcea doctorii absolut deloc. Și l-am dus și am făcut control și de fapt am aflat că are cancer. Și atunci a pus, cum să zic, toate piesele de-a lungul anilor la un loc și și-a dat seama că asta a fost doar începutul simptomelor. Deci toate aceste lucruri a produs cancerul la vesică. Și eram distruși. În vremea aceea eu nu puteam să-mi imaginez lucrul acesta. Cum tată, care întotdeauna era atât de harnic, era din toate punctele de vedere harnic, like acasă, pe câmpul de Evanghelie, pentru Dumnezeu și înaintarea părăției, în biserică, păstor, s-a sacrificat toată viața pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și acum, iată, aproape la ușa morții. Și eram foarte distruși. Dar însă mama a înțeles că în vremea aceasta trebuie
multă rugăciune trebuie post și a anunțat toate lanțurile de rugăciune din România care a cunoscut ea. Început să facă, să telefoane, e-mail-uri, prin toate metodele să îndeamnă pe oameni să înceapă să se roagă, să roage. Și așa a și făcut. Mulți au început să se roage pentru tata. Eu însă, spre rușinea mea, spun că nu prea am putut, fiindcă eram așa de distrus. Like, eram complet descompus. Eu nici nu mai știam cum să mă rog și nu mă plângeam de cele mai multe ori. Tot așa a trecut prin operație în operație cu... i-a dat medicamente care i-au uscat gura foarte tare, nu i-a plăcut, a decis să nu facă nicio chimioterapie, nicio radiație, absolut nimic, pentru că doctorii i-a descris în cele mai mici detalii ce are să se întâmple dacă face așa, și nu i-a plăcut. Nu i-a plăcut lucrul ăsta. A zis, ok, dacă nu aleg radiație, ce altă șansă mai am? O zis, ca să-ți scoatem vezica și să-ți punem o pungă acolo. Și așa, maxim 6 luni, îți mai lungim firul vieții. Sau foarte puțin. Deci foarte puține șanse i-o dat la tată. Și o zis, știți ceva, oameni buni, vă apreciez, dar eu am un Dumnezeu în care mă încred, care l-am vestit de atâția ani de zile și în el îmi pune toată încrederea. Doctorul a crezut că am nebunit, complet. Bineînțeles, a zis, ceva nu-i ok cu tine. I-a spus mamei mele, auzi, pregătește-te pentru mormântare. Pregătește-te. A ajuns la să fie operat în septembrie, dacă nu greșesc, în septembrie 2006 a fost operat de tumoarea care i-a crescut până la decembrie. Deci eu curățat 80% până în decembrie, vreau să termin cealaltă 20%, dar până în decembrie eu crescut înapoi acea 80% care a fost în septembrie. Și atunci a zis, oameni buni, în 2 săptămâni ești gata, like, vei fi mormântat, pregătiți-vă pentru în mormântare. Și Dumnezeu totuși a avut milă și a promis și a făgăduit prin prorocii lui, că nu va muri, că are Dumnezeu, mai încă are de lucrat cu el. Și ne-am dus chiar în noiembrie, înainte de a merge în a doua, la a doua control. În noiembrie 2006 ne-am dus în Atlanta, Georgia. Era acolo la biserica lui Pastor Franklin Jensen, Free Chapel. Și era acolo Reinhard Bonnke din Africa. A venit și am decis că ca să mergem acolo ca Dumnezeu să facă o minune. Așa, nu știu cum, am primit ca o înștiințare că dacă ne ducem acolo, Dumnezeu va lucra. Și Dumnezeu îl folosește într-un mod glorios pe omul acesta, pe Reinhard Bonnke. Și eram încurajat și ne-am dus. Când am ajuns acolo, și odată n-o să uit acea întâlnire, a zis că în secunda când el a intrat în clădire, a auzit o voce care îi spunea, Tu moare, va muri. Și eu zis că au simțit în Duhul lui că trebuie neapărat să se roage pentru unul din biserică prezent, ca Dumnezeu să-l vindece. Și dintr-o mulțime care erau adunați la sfârșit pentru a se ruga spre vindecarea tuturor care erau acolo, dintr-o mulțime de ei a arătat cu degetul la tatăl. El era în mijlocul celui cerc, dacă vrei, și toată lumea s-a despărțit, ca și la Marea Roșie. Și a zis, tu, pentru tine am venit și pentru tine trebuie să mă rog, vino aici în față. S-a rugat pentru el și a spus Dumnezeu la acest om, tu nu vei muri, vei trăi, tu moarea va muri, iar tu vei trăi, că Dumnezeu nu și-a sfârșit lucrarea cu tine. În decembrie a primit diagnosticatul acela că basically trebuie să moară. Și cu câteva luni mai târziu, așa, nu a fost instantaneu. Și a treptat. Și a revenit și la urmă s-a dus la ultimul control. La doctorii nu le-a venit să creadă ceea ce vedeau. Pentru că înainte era ca și o ciupercă, arăta așa, maro, închis, pufoasă acolo. Și după era ca nouă făcută. Nu era nimic
Era curată ca lacrima. Și doctorul îi zicea, fă o poză aici. Și a spus în toate documentele, omul acesta nu a fost vindecat printr-o metodă naturală, printr-o cale naturală, ci una supranaturală. Aici a fost mâna lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul. Și de atunci tata e vindecat de cancer. Acum au dat puțin de probleme cu picioarele, Dumnezeu, și despre lucrul acesta a zis că o să se atingă de el și cer ajutor în rugăciune la tuturora care văd această emisiune. Timpul și nostru a expirat. Mulțumesc. Frate Sebastian, îți mulțumim pentru aceste minute puse la dispoziția Domnului și a telespectatorilor noștri. Îl binecuvântăm pe Dumnezeu care ne direcționează în deciziile mari ale vieții, chiar și în decizia pentru căsătorie, și îl binecuvântăm pe Dumnezeu care are puterea să tămăduiască chiar și cancerul. Pentru toate, slăvit să fie Domnul, vă încredințăm în brațul Domnului, bunul Dumnezeu să vă